Doamnă comisar Kyriakides, suntem azi în fața unui vot istoric. Avem un nou program european pentru sănătate. Este atât de mare nevoie de el. Bolile sunt identice, însă tratamentul pe care îl primesc cetățenii europeni este diferit. Noi avem azi ocazia să îndreptăm inegalitățile de sănătate de pe continent. Ieri, un articol despre terapia intensivă din orașul meu, Sibiu, a șocat și îndurerat Europa și România. În timp ce în Belgia, rata de supraviețuire la terapia intensivă pentru bolnavi de COVID este undeva la 65%, la noi, rata de supraviețuire la ATI este de abia 25%. Nu e posibil ca în Europa să nu împărtășim aceleași scheme de tratament, mai ales cele mai eficiente, pe care le știm deja. Trebuie să ajutăm spitalul din Sibiu și altele ca el, așa încât să nu trimită medicii rezidenți în prima linie a bătăliei împotriva COVID. Nu putem lăsa ca în două orașe înfrățite, și poate vocea îmi tremură pentru că este o chestie la care țin foarte mult, în Sibiu și în Luxemburg, din 10 cetățeni să se vindece la terapia intensivă 7 în Luxemburg și abia 3 în Sibiu. De aceea e atât de important ca ceea ce facem cu banii aceștia să fie strategic, să ne gândim la fiecare de la primul la ultim ban. Trebuie să echipzuim ca pe ultima rezervă a omenirii, pentru că ei sunt investiția noastră în sănătate, dar ei sunt și simbolul credibilității noastre europene la oamenii de acasă. O uniune a sănătății este primul program european solid pentru sănătate. Statele au înțeles târziu că bolile nu au frontiere și că este nevoie de solidaritate. Ca raportor al Comisiei de Buget, am văzut acest lucru atunci când s-a redus bugetul de la 10 miliarde la 1,7 și când noi, toți cei din sală, am reușit să-l aducem înapoi la 5,1. Nu a fost ușor, nu este suficient, dar a fost foarte important. Am luptat împreună cu Veronique Trier-Lenoir și alți colegi, cum este și Silviu Bușoi, ca să avem rezerve strategice medicale europene. Astăzi, de mâine, vom avea 640 de milioane de euro în rezerve strategice medicale. Ei bine, cu banii pe care îi avem, trebuie să facem din spitale locuri mai sigure, fără infecții, să prevenim cancerul și să fim mai bine pregătiți pentru următoarea criză care va veni. În România avem o vorbă. Sănătatea e mai scumpă decât toate. Scump însă înseamnă, la fel ca în franceză, nu doar costisitor, dar și drag, prețuit, iubit. Dacă Europa vrea să fie iubită, își va ajuta cetățenii să aibă sănătate. Mulțumesc. Thank you very much. Now I would like to invite next speaker on behalf of